Salut, sunt Paul, am 18 ani și am reușit să prind un internship la Google, deși acum un an nici nu m-aș fi gândit la așa ceva. Dar o să vă las cu Paul, care o să vorbească în introducere. E foarte, foarte interesantă povestea lui. Când s-a alăturat echipei World Code, nu știa ce înseamnă Olimpiadă. Nu știa. Avea o idee că vrea să meargă spre informatică, cred, dar cam atâta. Și s-a schimbat radical și am rămas așa uimit de schimbarea pe care o. Încă din gimnaziu aveam un spirit destul de competitiv, participam la tot felul de concursuri și olimpiade la toate materiile, dar cel mai bun rezultat al meu a fost la olimpiada de chimie în clasa 7. La liceu am decis să merg numai la olimpiada de informatică, dar nu am văzut din partea profesorului o deschidere atât de mare pentru performanță, astfel că o consolare am participat la o altă olimpiadă, la cea de chimie. Până în clasa 12 nu prea am strălucit la informatică, deși mă prindeam destul de ușor de probleme, nu puteam zice că eram un elev de nota 10. Primii 3 ani a mei de liceu au fost la fel. Efectiv, nu știu, mergeam la școală, ajungeam acasă, scrollam Facebook-ul și Insta-ul și atât, și mă jucam. În clasa 12 am decis alături de un coleg să lucrăm pentru olimpiadă, să lucrăm în plus. Ne aduceam laptopul la școală în fiecare zi și lucram de câte ori aveam ocazia. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acasă a fost deschid laptopul și să dezinstalez Steam-ul și toate jocurile pe care le avem pe laptop. Că mi-am dat seama că nu e ok și pierdeam prea mult timp cu chestia asta. Lucratul pentru olimpiadă m-a ajutat să-mi dezvolt gândirea, chiar dacă n-am avut un rezultat foarte bun la olimpiadă, fiind prima mea participare. Eu vreau să merg la facultate la Cluj, o să intru la Cluj la facultate. Am continuat să lucrez, iar după olimpiada a urmat concursul Matei Info UBB, care reprezenta un fel de preadmitere, unde am luat o notă foarte bună și știam sigur încă de atunci că voi fi admis la facultate cu nota respectivă. Astfel, după concursul de preadmitere, am aflat că există posibilitatea obținerii unui internship la Google încă din primul an de facultate, ceea ce mi s-a părut foarte fain, doar că am considerat că e o șansă extrem de mică să ajung eu acolo, având în vedere că nu aveam rezultate la concursuri sau proiecte personale. Neocupându-mi o foarte mare parte din timp cu grija bacalaureatului, am considerat că eu ar trebui să învăț un limbaj de programare nou, să-mi creez un proiect personal pentru CV. Am început cu câteva joculețe pe Android care nu prea mi s-au părut interesante. Am început să învăț PHP, care mi-au plăcut foarte mult. Prima chestie pe care am creat-o a fost o pagină super simplă de înscriere într-un newsletter. Îți treceai e-mail-ul și numele, chestiile astea se duceau într-o bază de date care se trimiteau ție un mail. Și mi s-a părut ceva fain. În timp, am început să dezvolt mai mult partea de PHP și astfel a apărut Contario, care e un fel de carte de vizită online. De exemplu, dacă te întâlnești cu cineva total nou și vrei să te conectezi cu el online, în loc să-i trimiți profile tale de Facebook, de Instagram, de Snap sau ce mai ai, poți să-i trimiți un simplu link super scurt care deforma contar.io/p/username-ul pe care îl ai când te-ai înscris pe site. Și acum, dacă vrei să aplici la o firmă și aplici online, în majoritatea firmelor îți cer contul de GitHub, contul de LinkedIn și unele și contul de Twitter sau de Instagram. Chestia asta să copiezi link-uri ți-a destul de mult timp și m-am gândit că asta ar putea ajuta. Contul de Insta la firmă. Pe partea de front-end m-a ajutat Călin Tașcă, căruia îi mulțumesc foarte mult, deoarece fără ajutorul lui nu aș fi reușit să fac site-ul să arate atât de bine. Deși avem un proiect personal destul de bine pus la punct, încă nu eram sigur pe mine că voi ajunge la stadiu de a prinde măcar un interviu pentru un internship. Totuși, am început să caut persoane care au avut internship la Google sau care aveau un internship atunci și am rugat să mă ajute cu CV-ul, cum aș putea să-l îmbunătățesc sau de unde aș putea să mă pregătesc pentru interviu, de unde ar trebui să lucrez. În octombrie am aplicat pentru acest internship și după o lună în care nu credeam că o să mai au ceva înapoi de la ei, am primit un mail în care mă anunțau că am fost selectat pentru a susține interviul, ceea ce mi s-a părut foarte fain la momentul ăla. La o săptămână după ce am primit acest mail, am susținut interviul, am avut foarte multe emoții, dar am reușit să rezolv problemele pe care le-am primit. Am încercat să fiu efectiv cât mai explicit, să înțeleagă intervievatorul ce am vrut să scriu acolo. Îi explicam în timp ce scriam și am și pus comentarii unde nu se înțelegea ce am scris. Am așteptat în jur de o săptămână pentru rezultatul interviului, iar când a ajuns mailul că am fost acceptat, a fost un moment de bucurie, efectiv, deoarece nu mă așteptam să ajung într-o companie așa de mare într-un atât de scurt timp. Au urmat câteva call-uri cu câțiva project manager pentru a vedea la ce proiect voi fi distribuit. Până la urmă am ales să rămân la un proiect în Zurich, în Elveția. Acest vis a devenit realitate într-un foarte scurt timp. Știam că am o concurență extrem de mare pentru acest internship, aplicăm foarte multe persoane cu un background mai important și mai bogat în rezultate. Concluzia? Nu trebuie să fii un geniu ca să ajungi la Google, trebuie să fii motivat, să știi că vrei să faci asta, să lucrezi mult și să te ții de treabă. Îți urez mult succes în tot ceea ce vrei să faci. Sper că am reușit să vă determin să vă apucați să învățați pentru olimpiadă. Probabil nu, că na, e prima dată când vorbesc, nici nu, probabil nu aveți încredere în mine, având în vedere că nici eu n-am participat la olimpiadă până acum.
Și nou, în clasa 8 eram super încântat de chestia asta că am medie mare la examen și am avut note mari la școală și pot să intru la un asemenea profil. Mă așteptam să fie super fain, să fac un urmat de info, să, nu știu, să rup tot acolo, să ajung cel mai mare programator, să ajung la Google și nu a fost chiar așa.